Într-adevăr, avem o situație inedită în țară și cred că în perioada aceasta recentă a istoriei Republicii Moldova suntem într-o situație de stare de urgență și nu este simplu pentru cei, în general, pentru toți conducătorii la nivel local până la nivel național, cum trebuie sau ce trebuie să decidă, ce pot decide și care trebuie să fie comportamentul nostru într-o atare situație. Ne uităm la nivel mondial, la nivel național și la nivel local cum evoluează lucrurile, din păcate nu neapărat în direcția pozitivă și toți trebuie să avem un arsenal de decizii, de soluții, de măsuri care ar trebui să le luăm. Și la nivel de raion și toate serviciile sau instituțiile care sunt abilitate nu cunosc complexitatea aspectelor care se manifestă și care ar trebui să fie, spuneam, hotărârile. Una din argumentările acestei comisii la nivel de raion era care sunt recomandările sau hotărârile Comisiei Naționale de Extraordinare de Sănătate Publică și practic a fost preluat conținutul acelei hotărâri, ultima hotărâre în special din 15 martie și transpusă într-un proiect de hotărâre a Comisiei Raionale. Nu am detaliat în cadrul Comisiei Raionale acest lucru, spuneam hotărârea de guvern din 2009 care creează această Comisie Națională de Sănătate Publică menționează foarte clar că hotărârile acestei comisii trebuie să fie publicate în monitor oficial și au un caracter recomandabil pentru autoritățile locale. Serviciile publice, apă, gospodărie comunală, salubrizare trebuie să funcționeze. Are nevoie de o piesă sau de alte lucruri, o deservire tehnică, de unde? Agenții economici temeri și ieri și astăzi am primit, cred că, zeci, sute de apeluri. Noi ce facem? Că ne amendează cu 50.000 de lei, deci foarte multe temeri a acestor agenții economici privind sancțiunile. Deci este, spuneam, ușor de închis, ori nu prevedem aspectele sociale, economice care urmează. Eu sunt de acord că trebuie să luăm măsuri severe pentru a limita, spuneam, și așa răspândire și aglomerările sau modalitatea în care oamenii să fie protejați de acest virus. Trebuie cu toții să ne mobilizăm în această situație. Nu există instituții care au dreptate sau care nu au dreptate, deci aici trebuie într-adevăr analizate toate aspectele și luate cele mai bune decizii, pentru că să nu luăm niște decizii, spuneam, pe de o parte și să rezolvăm o problemă și să creăm multe alte probleme care pot să reiasă, mă refer la special cauze sociale, economice.